și 4 minute dimineața. Mă trezisem din cauza unor bătăi în ușă. O bătaie la fiecare 3 secunde. Mi-am pus papucii de casă și am coborât pe scări. Imediat cum am ajuns jos, bătăile au început să se lipsească. Sunau ca niște bătăi de inimă. Când am ajuns la ușă, ciocănitul a încetat. M-am uitat pe geam, însă nimeni nu era acolo. M-am întors în camera mea și m-am băgat înapoi în pat, crezând că, cel mai probabil, sunt doar niște copii puși pe șotii. La 4 și 21 m-am trezit din cauza zgomotului ușii încizându-se. Am sărit, eram trifiat. M-am uitat la geamul meu înghețat și am observat că scria pe el, zâmbește, peste tot pe el. Am luat în mână telefonul, care se afla lângă mine, gata să sun la 112. Când am observat că primeam un mesaj care spunea, ți-a spus să zâmbești. Am început să plâng și am fugit cât de repede am putut pe ușa, afară din casă. Imediat cum am ieșit, am bătut la ușa vecinilor mei de vis-a-vis, iar aceștia m-au primit și au sunat la poliție. La exact ora 5:42 de minute, polițiștii au venit în casa vecinilor mei. După o cercetare, am anunțit în casa mea. Mi-au spus că nu au găsit nimic care să arate că altcineva în afară de mine s-ar fi aflat în casă. Mesajele de pe geam dispăruseră, la fel și telefonul meu. Mi-au spus să mă duc să mă odihnesc și m-au sfătuit să vorbesc cu doctorul legat de eventualele probleme cu stresul și anxietatea. La naiba, știam că ceea ce mi se întâmplase era cât se poate de real. Seara următoare, după ce mi-am petrecut ziua la vecinii mei, m-am dus acasă. Am urcat în camera mea și am instalat o cameră video ce era îndreptată spre patul meu și spre ușa camerei mele. Mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să dorm în acea noapte. Cu toate astea, ziua următoare, uitându-mă la înregistrări, nu-mi venea să cred ce văd. La 3 dimineața, ceva a ieșit de sub patul meu. Era un om complet gol, anorexic. S-a ridicat și s-a uitat la mine. A făcut asta încă o oră, fără să se miște. Apoi s-a mișcat. S-a apropiat de cameră până când fața lui acoperea tot cadrul. Era extrem de palid și venele proeminente din cauza greutății scăzute îi pulsau puternic. Ochii îi erau complet negri și avea un zâmbet larg. S-a uitat la cameră vreo 2 ore, fără să clipească, dar și mai ajusta poziția capului din când în când. După încă 2 ore de privit drept spre cameră, s-a întors la patul meu și s-a băgat înapoi sub pat. Am dat fast forward clipului până când m-a arătat pe mine, trezindu-mă și îndreptându-mă spre cameră. Apoi s-a terminat. Am înghețat de frică. Înregistrarea l-arătase intrând înapoi sub pat, dar nu părăsind camera. Orice era, era încă acolo. Thank you.